O mașină scăpată de sub control a semănat haos aseară în pasajul Funden din capitală. A intrat pe contrasens și a lovit un alt autoturism. Puțin a lipsit ca această mașină să se prăbușească în gol. Femeia care se afla la volan a avut zile. Șoferul care a provocat accidentul, în schimb, s-a stins în timp ce echipele de intervenție încercau să-l descarcereze. Unui decedat o mașină. Mașina verde, fiind pe banda a doua, i-a tăiat cel cu Renault, ci că i-a tăiat calea. Și atunci s-au bușit. Impactul a fost nimicitor. Una dintre mașini a rămas suspendată peste parapetul aflat la marginea podului. Ai auzit-o bubuitor? S-a auzit tare. Păi a aruncat-o tocmai pe partea cealaltă. Mărturii și-au făcut cruce când au văzut că șoferița aflată în mașina suspendată a scăpat cu viață. Pompierii militari au fost cei care au scos-o pe femeie din ghemul de fiare. Pentru a se acorda îngrijiri medicale conducătoarei autoturismului Matiz a fost nevoie intervenția echipei de descarcerare. Din nefericire, celălalt șofer a murit la scurt timp după sosirea medicilor. Conducătorul autoturismului Renault a decedat la fața locului. Polițiștii încearcă să afle acum din ce cauză bărbatul a pierdut controlul volanului.